Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi tineri, dragi studenți, cu această Sfântă Liturghie vrem să facem un început solemn al noului an universitar, invocând Harul Domnului asupra tuturor activităților, lumina Duhului Sfânt pentru alegeri bune și mai ales un drum care să fie marcat de bucurie în tot ceea ce faceți. Vă înconjoară la această Sfântă Liturghie părinții care vă stau aproape și în parohie, dar și la universitate și din partea seminarului nostru. Și această liturghie constituie pentru noi un moment de a lăuda pe Domnul, care ne oferă de fiecare dată și bucuria întâlnirii cu El, prin cuvântul Său pe care îl vom asculta la această Sfântă Liturghie și care va fi un program frumos pentru viață, pentru că prima lectură și Evanghelia de astăzi ne vorbesc despre necesitatea și modul de a ne ruga, dar în același timp și trupul și sângele care coboară pe altar și care constituie pentru noi hrană pentru drumul nostru pe parcursul acestui an de pregătire și de formare. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Excelsis Deo.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, dă-ne, te rugăm, harul să voim întotdeauna ceea ce voiești Tu și să-i slujim măririi tale cu o inimă neîmpărțită, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Când Moise își ridica mâna, era mai tare Israel. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Amalec a venit și s-a luptat cu Israel la Refidim. Moise i-a zis lui Iosue: alege pentru noi niște bărbați, ieși și luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine în vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosue a făcut după cum i-a spus Moise și a luptat împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur au urcat pe vârful dealului. Când Moise își ridica mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise s-au îngreunat. Ei au luat o piatră, au pus-o sub el, iar el s-a așezat pe ea. Iar Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte și altul de cealaltă. Și mâinile lui au rămas stabile până la apusul soarelui. Iosue i-a lovit pe Amalec și poporul lui prin ascuzișul sabiei. Cuvântul Domnului. Ridic ochii spre munți și mă întreb: de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să ți se clatine piciorul și nu va ațipi cel care te păzește. Iată, nu ațipește, nu doarme cel care îl păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
ziua soarele nu-ți va dăuna, nici luna în timpul nopții. Domnul te va păzi de orice rău. Domnul îți va apăra sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire. De acum și până în veac. Dumnezeu să fie desăvârșit pe deplin, pregătit pentru orice lucrare bună. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, rămâi statornic în cele pe care le-ai învățat și în care crezi, știind de la cine le-ai învățat. Din copilărie, cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea spre mântuire, prin credința care este în Hristos Iisus. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună. Te conjur înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va veni să-i judece pe vii și pe morți, la arătarea sa și a împărăției lui. Vestește cuvântul, insistă la timp potrivit și la timp nepotrivit, dojenește, amenință, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare și învățătură. Cuvântul Domnului. Este viu plin de putere și judecă sentimentele și gândurile inimii. Aleluia, 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 aleluia. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna și de a nu se descuraja. Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și căruia nu era rușine de oameni.
Și mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el și spunea: fă-mi dreptate împotriva dușmanului meu. Dar mult timp el nu a voit. Apoi și-a zis: deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine, pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuși dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină și să mă tot bată la cap. Iar Domnul a zis: ați auzit ce a spus judecătorul nedrept. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, chiar dacă îi face să aștepte? Vă spun că le va face dreptate repede. Dar când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, cucernici părinți, dragi studenți, dragi tineri și iubiți credincioși! Trebuie să spun că această predică de astăzi este o soluție de avarie, deoarece trebuia să vă predice un părinte mult mai tânăr, părintele Emilian, care are altă, astăzi are altă misiune. Și atunci mi-a revenit mie această misiune de a spune astăzi câteva cuvinte în ziua în care inaugurăm anul academic aici în catedrala noastră din Iași. Dar poate că am și eu ceva în comun cu mulți dintre dumneavoastră, pentru că sunt și eu încă student și știu ce înseamnă emoția examenului care mă va aștepta la apărarea tezei în ceva vreme. Pregătind această predică, oarecum și în lumina lecturilor pe care le-am ascultat astăzi, m-am gândit ce anume aș putea spune în această zi deosebită pentru noi toți care suntem aici. Și am găsit patru lucruri care mi se par relevante pentru ziua de astăzi și pentru ceea ce ni se întâmplă aici, în Iașul nostru. Prima chestiune care mi se pare relevantă e o problemă de identitate. Vedeți, noi suntem romano-catolici și suntem într-o țară majoritar ortodoxă și poate că uneori ne întrebăm despre identitatea noastră sau poate batem în retragere în fața unei realități mai mari care ne copleșește. Nu trebuie să uităm că noi, ca și catolici, facem parte din cea mai mare biserică din lume, care numără mult peste 1 miliard de oameni, că avem o tradiție extraordinară, că avem valori atât de frumoase, și trebuie să fim conștienți și mândri în Domnul de apartenența noastră la Biserica Romano-Catolică. În deplin respect față de Biserica Ortodoxă, ca și față de celelalte credințe religioase, cred că fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că este un catolic și că este purtător al unei frumoase și demne tradiții. Să ne gândim la sutele de ani când aici în Moldova noastră, de când aici în Moldova noastră, trăiesc generații și generații de catolici care cu mult devotament, cu multă fidelitate, cu sacrificiu, cu sânge, în caz de luptă, au apărat un ideal și au apărat o imagine. Întrebarea este: veți onora apartenența la Biserica Catolică? Veți ține
ca și catolici să aduceți o contribuție frumoasă țării noastre și poporului nostru român? A doua chestiune care mi se pare relevantă în această zi se referă la șansa de a studia. Unii dintre dumneavoastră sunteți la început, alții sunteți mai pe la mijloc, alții spre sfârșit cu facultatea. Vă dați seama ce șansă aveți și ce răspundere de a putea face aceste studii? Am auzit de multe ori părinții noștri, bunicii noștri spunând că învățătorul spunea la școală, domnul cu tare, tovarășul cu tare, lăsați copilul să meargă la școală, să învețe, să ajungă mare. Și părinții spuneau, nu, că avem câmp, avem animale. Și trebuiau să rămână acasă. Ori astăzi trăim într-o lume cu mult mai multe posibilități și atât de mulți tineri din parohiile noastre, din dieceză, aveți șansa extraordinară de a studia. Sunteți recunoscători pentru această șansă pe care o aveți? Dintre dumneavoastră vor fi viitorii medici, care se vor îngriji de noi toți. Viitorii ingineri care vor avea grijă de infrastructuri, viitorii politicieni care poate vor schimba ceva în bine în țara aceasta și așa mai departe. Posibilitatea de a studia e un lucru extraordinar și asta nu trebuie să vă umple de voi înșivă. Sunt student, ce mare sunt! Ci pur și simplu să vă ajute să realizați că purtați pe umerii voștri o răspundere, că cineva se luptă pentru voi, se sacrifică pentru voi și vrea ca să vadă din voi, să vadă în voi niște oameni realizați odată. Așadar, întrebarea este, apreciezi șansa pe care o ai de a studia? Vei onora încrederea pe care ți-au acordat-o cei care te sponsorizează? A treia chestiune importantă. Ce intenționați voi ca studenți să deveniți? Specialiști într-o materie sau oameni adevărați? Pentru că e diferență între cele două lucruri. Deși uneori se pot suprapune. Vedeți, e important să reflectați asupra unui lucru. Universitățile noastre din Iași, din România, dar chiar și din afara țării, caută să formeze specialiști, adică oameni pregătiți într-un domeniu, într-o materie, într-o disciplină. Facultatea însă, sau universitatea, nu se ocupă însă de formarea omului integral. Facultatea spune, nu e treaba mea cum evoluează o persoană, cum crește, cum devine, ce anume devine, dacă va avea o umanitate profundă sau va face cine știe ce. Universitatea pregătește oameni care vor deveni în timp un fel de rotiță într-un mare sistem. Ăsta este interesul. Și nu spun că e greșit. La urma urmei, e o alegere în paradigma educațională pe care, mă rog, au filtrat-o secolele și în etapa în care noi ne aflăm. Dar cine poate să răspundă la întrebările esențiale ale vieții? De unde venim noi oamenii? Spre ce anume ne îndreptăm? Ce căutăm pe pământul acesta? Care este destinul nostru al tuturora? Care este destinul unuia, fiecăruia în parte? Cine răspunde la aceste lucruri? Pentru că a intra în dialog existențial cu aceste întrebări, cu aceste realități, înseamnă să încerci să devii un om adevărat, un om autentic, un om de o profundă umanitate.
Ori aici religia ne învață că Dumnezeu este Cel care răspunde la aspirațiile cele mai profunde ale omului și la întrebările cele mai chinuitoare pe care omul și le pune. Gândiți-vă la un lucru, toți marii oameni, toți marii învățați au admis existența lui Dumnezeu sau măcar nu au exclus-o din punct de vedere metodologic și au înțeles că cu cât încerci să pătrunzi mai mult în misterul lumii, cu atât mai mult îți dai seama de existența unui mister profund pe care noi îl numim Dumnezeu. Credința în Dumnezeu te poartă spre sensul adevărat al lumii și spre sensul adevărat al vieții tale. În prima lectură de astăzi l-am văzut pe Moise cu mâinile ridicate și cât timp stătea cu mâinile înălțate, poporul lui Israel învingea. Când mâinile îi cădeau, deveneau mai tari ceilalți, Amalec, poporul lui Amalec. E o imagine extraordinară despre ceea ce înseamnă dialogul omului cu Dumnezeu. Omul cu mâinile înălțate spre cer e omul care dialoguează cu Dumnezeu, omul care intră într-un dialog existențial cu Dumnezeu și omul care se preocupă să realizeze deplina sa umanitate. Nu poți să reușești cu adevărat în viață fără un dialog cu Dumnezeu. Nu poți să devii o persoană autentică dacă îl excluzi pe Dumnezeu din ecuația vieții tale. De aceea, revin cu întrebarea, ce dorești să devii? Doar un bun profesionist care va câștiga bine, se va înghesui printre ceilalți și va căpăta o poziție înaltă? Sau vrei să devii un om adevărat, autentic? Nu se poate fără Dumnezeu. Și al patrulea lucru pe care aș dori să-l evidențiez astăzi, mă refer la șansa de a schimba ceva în această lume. Auzim de multe ori astăzi spunându-se, în România asta nu se va mai schimba nimic. Niciodată. Niciodată. Pentru că e prea mare corupția, cancerul acesta e intrat prea mult în țesutul social și nu mai e de așteptat nimic. Evanghelia de astăzi ne dă o altă perspectivă. Să citim Evanghelia de astăzi în această cheie. Judecătorul acela corupt, căruia nu-i păsea de nimeni, e o imagine a unei societăți cinice, cum este în mare parte societatea noastră românească, acolo unde învinge mereu șmecheria, învinge mereu obrăznicia, tupeul, faptul de a călca peste ceilalți, nu înseamnă că nu se fac lucruri bune. Sunt și lucruri bune și nu trebuie negate. Dar această situație, să spunem, acest rău, care ne afectează în fiecare de zi și se citește pe chipurile noastre, oare nu se poate schimba nimic? Ceva ce văduva din Evanghelia de astăzi a văzut că n-a reușit odată să îi se facă dreptate. A mers din nou, a doua oară, fă-mi dreptate. A mers a treia oară, fă-mi dreptate, a patra oară. Și în cele din urmă, judecătorul a decis să-i facă dreptate. Nu că i-a părut rău că era corupt. Dar a zis, mă bate la cap, vin alegerile și îmi strică imaginea. Hai să mișc ceva. Așa că Evanghelia de astăzi vă spune tuturora și ne spune tuturora, acolo unde este rău în lume, acolo unde este nedreptate, e datoria mea personală să mă implic pentru ca să schimb ceva. Și a trebuit să pornesc de la mine însumi. Aș dori să închei aceste reflexii de astăzi cu un gând care mi se pare deosebit de important pentru noi toți, al cardinalului englez John Henry Newman, un om și al universității, o minte ilustră, un mare cunoscător al sufletului omenesc. Într-un cuvânt al său, cardinalul Newman vorbea despre menirea pe care o are fiecare om în parte. Și el spunea așa, vă traduc din engleză.
Spune cardinalul Newman, Dumnezeu m-a creat pentru ca să împlinesc pentru El o anumită slujire. El mi-a încredințat o lucrare și mi-a încredințat-o mie, nu altcuiva. Eu am o misiune, spune cardinalul. Poate că nu o voi înțelege cu totul în viața aceasta. Mi-o va spune Dumnezeu în viața cealaltă. Și totuși, eu sunt necesar pentru scopurile sale. Așa cum este necesar un înger acolo, în locul lui. Dacă eu voi rata această misiune, Dumnezeu poate să-l aleagă pe altul, așa cum poate să facă din pietre fii ai lui Abraham. Și totuși, eu sunt o parte dintr-o mare lucrare. Eu sunt un inel dintr-un lanț. Eu sunt un element de legătură între persoane. Dumnezeu nu m-a creat pentru nimic. Eu voi fi bun, voi împlini lucrarea sa, voi fi un înger al păcii și un predicator al adevărului. Acolo unde trăiesc, chiar fără să știu acest lucru, numai să împlinesc poruncile sale și să-L slujesc prin chemarea mea. Aceste cuvinte, dragi studenți, dragi tineri și iubiți credincioși, ar trebui să vi le însușiți unul fiecare. Pentru că, da, Dumnezeu nu ne-a creat degeaba. I-a încredințat fiecăruia dintre noi o misiune. Iar această misiune o înțelegi dacă intri într-un dialog de fiecare zi cu Dumnezeu și le întrebi și te rogi și reflectezi. Și reflectezi. Pentru dumneavoastră care sunteți studenți, pentru dumneavoastră tinerii, această perioadă e perioada marilor alegeri. Veți alege bine sau veți alege rău? Cine alege împreună cu Dumnezeu, va alege ceea ce este bine. Și nu uitați un lucru. În viață nu trebuie să devii o copie a cuiva. Nu. Fiecare trebuie să lucreze la ediția sa proprie, originală. Suntem mai toți din același aluat, dar ne putem realiza în maniere atât de diferite și atât de frumoase, de încântătoare. Întreabă-L pe Dumnezeu ce anume așteaptă de la tine, ce anume vrea ca tu să devii și construiește viața pe principii. Cine construiește propria viață pe principii, iar principiul fundamental este respectul față de Dumnezeu, e un om care va realiza pentru sine tot ceea ce este mai frumos și mai nobil. Și închei parafrazându-l pe Sfântul Apostol Paul, spunând așa, visați ca tineri, ca studenți, la ceea ce este mai frumos pentru voi. Visați la ceea ce este mai frumos. Dumnezeu va depăși cu mult așteptările și dorințele voastre. Așa să vă ajute Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, începutul oricărei înțelepciuni este frica de Domnul, să-L invocăm pe Dumnezeu pentru a putea deosebi cu mintea și a arăta prin fapte cele ce sunt adevărate și drepte, să spunem împreună, dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru biserica răspândită în lume, să anunțe mereu speranța că după acceptarea crucii și a suferinței cu Iisus și în numele Tatălui, urmează mereu gloria învierii. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru preoți și persoane consacrate, să transmită prin viața lor de urmare a lui Hristos un stil de viață de dăruire totală și o iubire generoasă față de cei umili și săraci. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru ca familiile să fie conștiente de rolul lor educativ, fiind mereu baza pentru o educație umană și creștină și luând în serios responsabilitatea personală față de darul vieții. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru fiecare tânăr, să simtă în orice moment sprijinul Sfintei Treimi și să trăiască în unitate cu persoanele nevoiașe sau vârstnice, gândindu-se că orice viață este iubită de Domnul și are mare importanță în fața lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru ca să nu stingem entuziasmul care este în inima tinerilor și a oamenilor de bunăvoință, încredințându-ne mereu în fidelitatea iubirii Domnului. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Pentru tinerii elevi sau studenți, căutând neobosit cele adevărate, să poată contribui prin inițiativele lor la progresul societății omenești. Să ne rugăm. Dă-ne, Doamne, Duhul Tău. Ajută-ne, Tată, ca rugăciunea noastră să devină o acțiune zilnică și acțiunea zilnică să devină o rugăciune trăită prin Hristos, Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, te rugăm, Doamne, bucuria să slujim cu suflet liber la Sfântul Altar, pentru ca purificați de Harul Tău să fim sfințiți de tainele prin care slujim, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însublețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, vitolis peccata Mielului Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Duhul Hristos mărească în viața cea veșnică. Amin. Yeah.
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să află noi putere în împărtășirea cu tainele cerești. Binecuvântează-ne cu bunurile acestei veți și adâncește noi cunoașterea bucuriilor veșnice prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri. Vă reamintim că marțea viitoare, 18 octombrie, în sărbătoarea Sfântului Luca, patronul medicilor, va fi celebrat aici în catedrală la ora 18:30, o liturghie pontificală la care sunt invitați cei care lucrează în domeniul sanitar și toți cei care se ocupă de bolnavi. Această celebrare va fi precedată de Sfântul Rozariu. Săptămâna aceasta vom relua întâlnirile comunitare lunare. Pentru acesta ne-am gândit la o serie de întâlniri care au ca temă centrală Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, de care depinde atât de mult viața noastră de credință. Coordonatorul acestor întâlniri va fi Părintele Profesor Iosif Antile, care a ținut și cuvântul de învățătură astăzi, este un specialist în Sfânta Scriptură. Prima întâlnire din această serie va avea loc miercuri, săptămâna aceasta, 19 octombrie, la ora 19:30, și va avea ca titlu Care este locul Sfintei Scripturi în viața mea? Vă așteptăm cu toții la această întâlnire. Sâmbăta viitoare, 22 octombrie, începând cu ora 9:45, va avea loc aici la catedrală pelerinajul credincioșilor din toate parohiile decanatului de Iași, inclusiv din parohia noastră, pentru a trece prin Poarta Sfântă. Tot sâmbăta viitoare, după liturghia de la ora 18:30, în cadrul privegherii misionare, tinerii organizează o oră de rugăciune mariană pentru misiuni și misionari. Duminica viitoare, în întreaga biserică, se celebrează a 90-a zi mondială a misiunilor. Suntem invitați să ne rugăm și noi pentru misionari. Colecta care se va face va fi destinată misiunilor. La fișier și pe site-ul parohiei veți găsi programul Sfințirii Mormintelor pentru anul acesta în toate cimitirile din Iași. Dragi tineri, este liturghia voastră, primim binecuvântarea peste câteva momente din partea Preasfințitului pentru acest început de an universitar. Cei care ați venit din alte localități, iar acolo ați făcut parte din grupuri sau asociații religioase, dacă doriți să continuați sau sunt alții care doriți să vă înscrieți pentru prima dată, după această liturghie, la ieșirea din catedrală, veți avea posibilitatea să cunoașteți grupurile existente în parohia noastră și să vă înscrieți. Vă vor aștepta tinerii afară. De asemenea, duminica viitoare va fi și de acum tradiționalul bal al bobocilor. Bilete pentru acest eveniment puteți achiziționa la ieșirea din catedrală. Mai multe detalii despre toate aceste anunțuri găsiți la fișier și pe site-ul parohiei noastre. Dragi tineri, dragi studenți, iubiți credincioși, nu am făcut doar o simplă formalitate pentru a marca și din punctul de vedere al bisericii începutul unui an nou universitar, dar am voit să punem la temelia unui nou an de pregătire, să punem la bază harul lui Dumnezeu. În zadar, zilește omul dacă nu intervine și Dumnezeu. Avem nevoie de acest ajutor și, poate auzind predica Părintelui Iosif Antili, ați văzut că programul este foarte complex. Nu trebuie să ne speriem, pentru că noi trebuie să ne facem partea noastră și Dumnezeu, acolo unde vede că este bunăvoință, acordă și ajutorul Său. Cântarea de după împărtășanie a exprimat foarte bine aproape toate momentele în care noi, fiind în nevoie și în bucurie, trebuie să alergăm la Dumnezeu. Am făcut acum acest lucru pentru a invoca împreună cu întreaga comunitate, cu voi, cu credincioșii care participă la această slujbă de la ora 4, dar și cu părinții responsabili pentru formarea voastră și pastorația voastră, să invocăm acest har deosebit al lui Dumnezeu peste toate momentele pe care ni le rezervă acest nou an universitar. Rugăciunea care trebuie să ne însoțească, cineva spunea că rugăciunea este puterea omului și slăbiciunea lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, noi suntem tari,
dar și Dumnezeu și moaie inima pentru a veni în ajutorul nostru. Să vă însoțească așadar acest gând al unirii cu Dumnezeu prin rugăciune, pentru ca toate planurile pe plan uman și pe planul formării profesionale să reușească întotdeauna. Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească. Ne aflăm în luna octombrie, lună în care o cinstim cu titlul de Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului, să vă însoțească mereu ca o mamă pentru a putea face pași siguri și buni în drumul formării voastre. Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu la toată mângâierea să rânduiască zilele voastre în pacea sa și să vă împartă darurile binecuvântării sale. Să vă izbăvească pururi de orice tulburare și să întărească inimile voastre în iubirea sa. Îmbogățiți cu darurile speranței, credinței și iubirii, să petreceți rodnici în fapte bune viața pământească și să puteți ajunge în fericirea vieții veșnice. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.